Cred că nu am avut parte de nicio conferință la care să fi fost în care, sau o formă de slujire în care să fi fost și partea aceea de Q&A, de întrebări și răspunsuri. Cred că nu a fost nicio slujire la care să nu primesc următoarea întrebare, formulată, bineînțeles, cu mici nuanțe. Frate păstor, care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Și doi, cum o descoper? Dacă vreți, dragii mei, aceste două întrebări sunt obsedante pentru fiecare generație de creștini, pentru că sunt importante. Faptul că ne gândim foarte mult la ele este, dacă vrei, și semnificația reprezintă faptul că ele sunt foarte importante. Și eu cred că fiecare de aici, dacă avem o doză de onestitate în relația noastră cu Dumnezeu, dacă citim Scriptura, întrebările acestea, ascultați-mă, nu putem să le ignorăm care este voia lui Dumnezeu pentru mine și, bineînțeles, care este modalitatea prin care aș putea să o identific. Dragii mei, când vine vorba despre voia lui Dumnezeu, știți bine că există o dimensiune generală și există mai apoi una specifică. Dimensiunea generală a voii lui Dumnezeu trebuie să o cunoaștem. 1 în capitolul 4 cu versetul 3 ne spune cuvântul lui Dumnezeu de exemplu că voia lui Dumnezeu pentru noi care este? sfințirea sfințirea dragii mei este voia lui Dumnezeu și pentru mine și pentru tine și pentru cei tineri și pentru cei bătrâni. Mai mult de atât, Una, o altă dimensiune a voii generale a lui Dumnezeu o găsim în 1 cu 5, 5, 5, 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este ce voia lui Dumnezeu. Adică sfințirea este voia lui Dumnezeu, dacă te întreb ce vrea Dumnezeu de la tine, care e voia lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să te sfințești. Dumnezeu vrea să te rogi, Dumnezeu vrea să mulțumești. Și de exemplu, în Psalmul 143 cu 10 spune David, pentru că e vorba de rugăciune, Doamne, învață-mă să fac ce? Voia ta. Învață-mă să fac voia ta. Pentru că e un subiect important. Dar asta, vedeți dumneavoastră, e dimensiunea asta generală, pe care, încă o dată, noi pornim de la general spre specific, spre particular. Când vine vorba de voia specifică a lui Dumnezeu, avem, de exemplu, un verset în Efeseni, capitolul 2, cu 10. Spune că noi am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm Și aici nu mai e o chestie generală. Aici lucrurile se îngustează. Aici vine în direcția fiecăruia dintre noi și sunt anumite zone specifice, anumite lucruri specifice pe care Dumnezeu vrea ca eu și cu tine să le facem. Acum, dragii mei, întrebarea grea este cum descoperim voia lui Dumnezeu? cum descoperim noi voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Am văzut că există o voie lui Dumnezeu și generală și specifică, dar întrebarea este cum putem să o descoperim. Sunt fel că există foarte multe principii și modalități de a o face. Unul foarte general și cred și în același timp foarte eficient este principiul uși închise, uși deschise. Încerci o ușă trântită în nas, poate să fie formă de călăuzire. O ușă deschisă poate să te ducă spre altceva. Asta este probabil o modalitate pe care mulți ați încercat-o de a descoperi valea Dumnezeu și nu este greșită. Dar există o categorie de oameni care sunt foarte spirituale. Ăștia nu ies, ăștia nu merg nicăieri, ăștia stau închiși și așteaptă să se pogoare Arhanghelul Gavril din cer și să-i spună ca lui Zaharia, rugăciunea tale au fost ascultate, uite ce vrea Dumnezeu să faci. Eu cred, dragii mei, că se mai pogoară și îngeri în zilele noastre, dar cred că mai rar. Mai rar pentru că avem atât de multe informații aici prin care Dumnezeu ne călăuzește chiar în mod specific. Și spun, unii cultivă o formă de spiritualitate, spiritualitate ei spun superioară altora, domne, eu vreau ca Dumnezeu să-mi spună așa la virgulă. Și foarte mulți oameni, dragii mei, își întățesc un simț spiritual numit auz. Ei vor să audă. Problema este însă că ignorăm un alt simt spiritual prin care Dumnezeu ne, vo ne poate vorbi foarte mult cu privire la voia Lui, și anume văzul. Noi credem, dragii mei, și am luat o, aia, o umblare până credință, trebuie să fim orbi și nu trebuie să auzim. Ignorăm de foarte multe ori, ascultați-mă, văzul spiritual, pentru că ne dezvoltăm foarte mult auzul. Vrem să auzim voci. Nu mai ai grijă ce fel de voci auzi. Și de ce vă spun asta? Pentru că vom găsi, dragii mei, în Scriptură foarte mulți oameni cărora Dumnezeu nu le-a vorbit neapărat printr-o voce. Sau până să ajungă la o voce, să audă vocea lui Dumnezeu, prima dată au văzut ceva. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. Nemia. Nemia, dragii mei, nu s-a coborât niciun arhanghel Gavril sau Mihail în camera lui. Totul începe de la o întrebare pe care o pune fratele său Hanani, bă, cum e Ierusalimul? Dezastru. Și când Nemia, într-o bună zi, află că la Ierusalim e o mare nevoie ca cineva să ridice dărâmăturile, începe să se gândească și se uită la nevoia aceasta. Nevoia pentru el devine, dragii mei, o formă de călăuzire. Dumnezeu mai apoi începe să-i vorbească. Dar vedeți, dumneavoastră, prima dată Nemia vede, știți ce? O nevoie. Mai mult de atât, Haideți să mergem la un foarte cunoscut personaj al Scripturii, Moise. Moise, știți bine, îl omoară pe egipteanul acela, pe soldatul egiptean și trebuie să fugă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în exo, capitolul 2, de la versetul 15, că Moise ajunge lângă o fântână. Și erau acolo oameni care veneau să ada pe animalele și erau și niște fete, ficele lui Ietro, care au fost hărțuite, cum vrea, agresate, dacă vreți, de niște păstori, de niște ciobani. Și Moise vede o nevoie. Vede nevoia de a ajuta niște fete neajutorate. Vrea să fie gentleman, nu? Las că vă ajut eu. Și spune Biblia că Moise a scos apă și l-a dat. Ei, de la gestul ăsta, de la faptul că se vede o nevoie și vine să o împlinească, o nevoie de bun simț. Nu trebuie decât să ai ochii deschiși. Bine, au văzut și altceva pe lângă apă, au mai văzut și altceva, au văzut-o pe Sephora. Dar, vedeți dumneavoastră, de la o nevoie, Moi se descoperă până la urmă voiul lui Dumnezeu cu privire la viața lui, ajunge în casa lui, ietro, se căsătorește, are un job, și mai apoi, 40 de ani mai târziu, Dumnezeu îi spune: Uite ce am de făcut cu tine. Ce vreau să vă spun, dragii mei? Există multe alte exemple. Dați-mi dați voi, de exemplu, să vă dau exemplul lui David. 1 cronici, capitolul 17, cu versetul 1. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David și-a făcut o casă foarte mare, cu probabil că toți erau invidioși. Și-a terminat palatul și în timp ce David locuia în casa lui, spune cuvântul lui Dumnezeu că a zis prorocului Nathan, știi ceva? Eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul Domnului stă într-un cort? Ce vede David? O nevoie. E adevărat că Dumnezeu nu îngăduie lui să construiască templul, dar David pregătește toate materialele pentru construcția templului în care se coboară slavă lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun în dimineața asta, dragii mei, că prin nevoi Dumnezeu ne călăuzește spre voia Lui. Probabil, ascultați-mă, mulți așteaptă voci să audă, mulți așteaptă să aibă nu știu ce vedenie, nu știu ce vis, dar ascultați-mă, forma cea mai puternică prin care Dumnezeu te conduce spre voia lui, este ca tu să-ți deschizi bine ochii și să vezi nevoile. Nevoile, dragii mei, sunt formă, sunt o formă puternică. Nu spun că sunt singura, nu spun că e exclusivă, dar nevoile sunt o formă puternică prin care Dumnezeu ne călăuzește spre voia lui. Doamne, ajută-ne la asta. Uitați-vă, în contextul pasajului nostru, Biserica din Ierusalim spune cuvântul lui Dumnezeu că a au auzit că în Antiohia e o mare trezire. Acum vin vești, dumneavoastră știți, unii le mai adaugă, alții mai scot, alții mai bagă de la ei. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că ăștia din Ierusalim vor să se convingă. Și îl trimite pe Barnaba să meargă unde? La Antiohia, să vadă ce se întâmplă acolo. Și când Barnaba spune Cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns la Antiohia, ceea ce trebuia să fie pentru el ce? O vizită să transformă în viziune. O vizită se transformă în viziune. Dacă stai să te gândești uneori de unde începe viziunea unei lucrări. Uneori poate să înceapă cu o vizită care este născută dintr-o nevoie. Biserica din Ierusalim se simte responsabilă de ceea ce se întâmplă în Antiohia. Și uitați-vă cum de la o nevoie materializată printr-o vizită se ajunge la o viziune. Pentru că oameni buni al lui Dumnezeu, Dumnezeu vreau să vă spun, dragii mei, ne poate călăuzi în viață, în multe forme. Dar cred că Dumnezeu poate să-ți vorbească efectiv, profetic, dacă trebuie o apariție angelică, poate să o facă, dacă poate să o facă într-un mod, nu știu, să te ducă până la nu știu câte la cer, poate să o facă. Unii sunt mai mulți până cer în perioada asta. Dar Dumnezeu ne aduce în zona Scripturii pentru că vrea să ne învețe ceva astăzi. Și alume că nevoile, dragii mei, sunt o formă puternică de călăuzire spre voia lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să subliniez, pentru că acesta este și titlul gândului meu din această zi, nevoile o formă de călăuzire spre voia Lui. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne deschidă ochii în dimineața asta, ca văzând nevoile să ajungem să descoperim care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Primul lucru pe care trebuie să îl înțelegi aici, trebuie să vezi unde este nevoie de tine. Nu știu care-i voia lui Dumnezeu cu preiul la viața mea. Uită-te, deschideți ochii și vezi unde este nevoie de tine. Eu sunt fel convins, dragii mei, că, de exemplu, Barnaba stătea foarte bine la Ierusalim. Era în cercul apostolic, era printre cei mai vechi ucenici. E un om, dragii mei, care are relații bine conectate acolo și cu toate acestea, omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că este trimis de biserica din Ierusalim în Antiochia. Și am văzut în lecția trecută că Antiohia era un oraș cunoscut pentru degradarea lui morală. Păi la ea mă trimiteți. Dar și vreau să subliniez în direcția aceasta, dragii mei, este că Barnaba îi trimis la Ierusalim, dar se lasă trimis se lasă să fie trimis. Pentru că îl sunt oameni pe care îi trimite Dumnezeu, dar nu se lasă convinși. Există oameni care îți puși în fața unor nevoilor ți se spune, uite, eu nevoie să faci asta, dar nu se lasă trimiși, nu se lasă convinși în direcția asta. Când ajunge la Antiohia mai apoi, vă rog să vă uitați la, la, la ceea ce face uh, uh, Barnaba. Nu se mulțumește numai să constate. Veni vidi vici. Am văzut, fraților, am consemnat o mare trezire, vorbesc în alte limbi, sproși, pe aici, slavă Domnului să descurcă, am plecat. Domnul să fie cu voi. Nu. Omul ăsta nu se mulțumește numai să constate niște lucruri, ci își dă seama că e nevoie să contribuie la niște lucruri acolo în biserică. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun, există o, există o, o, o categorie tot mai mare, oameni din biserică care numai constată lucrurile, dar care nu contribuie cu nimic. Ei constată ce nu merge bine, ei constată ce ar trebui făcut mai bine, sunt oameni care specialiști în a constata lucruri, dar nu ar contribui cu nimic. Barnaba e omul ăla, dragii mei, care, ascultați-mă, vrea să pună umărul. Nu vrea să spună doar o vorbă bună. Bă, Doamne ajută, bravo, e încurajat. No, Desculcați-vă, Domnul să fie cu voi. Omul ăsta pune umărul la lucrarea lui Dumnezeu. Nu doar constată, ci și contribuie. Mai mult de atât, imaginați-vă în felul următor, dragii mei, ce înseamnă pentru Barnaba să se mute de la Ierusalim și să stea în Antiohia. În Ierusalim este respectat, în Ierusalim este cunoscut, dar ascultați-mă, în Antiohia trebuie să-și câștige numele. Adică în, 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 în Ierusalim, dragii mei, are o reputație, e omul ăla care spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a vândut o moșie, a făcut un act de generozitate, toată lumea a auzit de gestul lui Barnaba că e un om darnic, că e un om milos, că e un om care pune inima în lucrarea lui Dumnezeu. Dar în Antiochia nu știa nimeni. Merge doar pe baza unei recomandări. Și când ajunge acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că a stat un an de zile. Și ce-ți face tot timpul ăsta? Își construiește numele ca oamenii să-l cunoască, să-i lucrarea pe care Dumnezeu o face cu el, pune, ascultă-mă ce spun, pune datoria deasupra dorințelor tale. Cred, dragii mei, gândiți-vă la, la Barnaba, probabil că a avut familie, probabil că a avut uh, anumite interese să stea în Ierusalim și cu toate acestea, omul ăsta pune datoria, simțul datoriei deasupra dorințelor lui. Asta înseamnă, ascultă-mă, să te duci în zona de clăuzire lui Dumnezeu. Trebuie să mergi acolo nu unde vrei tu să stai, ci unde vrea să te trimită Dumnezeu. Trebuie să mergi acolo unde este nevoie de tine. Pentru că ăsta este un lucru foarte important. Și vreau să înțelege asta, probabil că vreau să întăresc argumentul ăsta cel mai bine cu un pasaj din Roman, capitolul 16, în care spune cuvântul lui Dumnezeu că apostolul Pavel își dorește mult timp. Știți bine, am spus de multe ori episodul ăsta din itinerarul lui Pavel, vrea să stea la Roma, vrea să ajungă la Roma. Și cu toate acestea, ani de zile, Pavel amână plecarea la Roma sau nu ajunge la Roma, știți de ce? Pentru că are o datorie de făcut. Uitați-vă în Roman, capitolul în capitolul 15 spune cuvântul lui Dumnezeu cu vesetul 22 Iată ce m-am piedicat de multe ori să vin până la voi și anume Spune înainte acolo am predicat Evanghelia de la Ierusalim până în Croația de astăzi, în Iliric Dar mai mult de atât spune Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri Și fiindcă de ani de zile, de câți ani? Nu de unul De ani de zile doresc fierbinte să vin la voi ce l-a împiedicat pe Pavel să-și împlinească dorința? Știți ce? Simțul datoriei. Ești genul de om care îți împlinești dorințele când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu? Sau împlinești datoria? Ca formă de călăuzire spre voia lui Dumnezeu, ascultă-mă, deschideți ochii să vezi nevoile. Trebuie să vezi unde este nevoie de tine. Cred că am spus un biserică cu mulți ani de zile în urmă, undeva pe un stadion din Los Angeles, s-a organizat o mare evangelizare. Au venit foarte mulți oameni nepocăiți, au fost o mână de biserici, vreo 10-12 biserici care au organizat împreună evenimentul ăsta foarte fain, pe Coliseum din Los Angeles, un stadion foarte mare și celebru. Acum, când s a făcut chemare, au venit foarte mulți, s-au predat, foarte mulți oameni drogați, foarte mulți oameni din ganguri, din găștile acelea, din oameni periculoși cu viață, mizerabilă, dar care au fost mișcați de puterea cuvântului Dumnezeu. Acum, la final, după ce s-a făcut chemarea, cel care predicau o anunțează, ce fiți atenți, în toate ieșirile de pe stadion vor fi reprezentanța ai bisericilor care vă așteaptă să vă contacteze și să vă duceți în aria și în zona unde îi nevoie și acolo veți găsi o biserică în care să vă puteți integra, să fiți ucenicizați, să fiți mentorați. Foarte bine. Unul din ei, la vreo 2 metri și ceva, bine făcut, întrămat, plin cu tatuaje, piercing-uri. s o predat. Slavă lui Dumnezeu. Și s-a dus acolo la un din ăla care era la Welcome, la o biserică, și a zis, uite, eu sunt din zona cu tare, a, zice, tu poți veni nou la biserică, numai bine. Și a zis, la când e program? Duminică la 10 te așteptăm, hai mai repede că avem și cafea ca noi. S-a dus omul pe la 9 jumate, s-a dus la biserică să bea cafea, tot s-a fugit de la cafea. De da seama, s-a <laughs> pierit pofta când ai văzut. Era o apariție omul ăsta, la propriu și la figurat. Acum s-a dus la program pentru prima dată în viața lui într-o biserică. A fost pe stadion, acum s-a dus în biserică. Unde s au pus pe primul rând. Nu știu cu cei din urmă, cu cei din tâi, s au s-a dus. O zis că -o să fie mai aproape de avon. Păstorul săracul când a văzut, a zis, Doamne, dă putere astăzi. Bă, s-au venit să facă bai, Doamne, mustră, a pus rugăciune, grupul de mijloc, rugați-vă, Domnul, să mustră orice împotrivire, să, să nu știu ce urmează. Dar acum, înainte să predice păstor, a făcut anunțurile. Și au făcut anunțuri și au zis, mă, fraților, noi la biserică avem o mare, mare, mare problemă. Uitați, surorile de la grupele de, de școală duminicală sunt prea puține. Nu fac față cu copiii. Se întâmplă și la noi. Mai avem nevoie. Să o să fac anunț acum. Și au zis, se o bună ilustrația, să anunț. Și au zis, avem nevoie, zice, avem nevoie de niște surori care să plece chiar acum, zice. Știu că probabil vei mai confortabil să stați pe scaun în biserică, dar îi nevoie, zice, de niște surori care să meargă să ajute la grupele de școală dominicală. Copiii voștri, copiii noștri au nevoie. Și au zis, în direcția asta vreau să facem o rugăciune și vreau acum, în timpul rugăciunii, să meargă niște surori. Nimeni s-a predat. O zis, fraților, schimbăm, facem altceva. O zis, fac chemare. Îi cineva care vrea să meargă, să vie aici, că vreau să mă rog, să-ți dau autoritate și după aia Domnul să te trimită. A făcut chemare odată, nu vin o soră. A făcut a doua oră chemare. Și nu nu vine nimeni, nici o soră să, să roage pentru a să o trimite la grupe. Ăsta pentru prima dată în viața lui în biserică. Abia încăpea maiola de musculoște o zis ăsta, s-a uitat în stânga, s-a zis, Doamne, a zis, eu nu știu cum e cu asta, dacă mai zice asta o dată, mă duc eu. <laughs> Acum au făcut a treia oră chemare, că nu s-a predat nimeni. Și zis, dacă e cineva, vin aici, s-a dus ăsta. Când l-au văzut pe s-a blocat. Au zis ce s-a întâmplat, un martor ocular, au zis, instantaneu, 50 de surori au fugit din biserică direct la grupele de copii. O zis, s să ajungă asta la... Lasă că ne ocupăm noi de ei. Dar, și, și, ce vreau să vă zic? Adică, oameni buni, chiar trebuie Dumnezeu să ne împingă de la spate. Eu pot să facă, dacă nu ai tu grijă. Găsește, Domnul, s-ar putea numai să fii 2 metri 20, nu-i problema. Și îți mă că ți le ducă pe copil după aia. Acolo nu comentează. Să trăiți. Te predai, mă predau. Te pocăiești, mă pocăiesc. Oameni buni, te mai joci pe PlayStation, nu mai joc în viață. Ce vreau să vă spun este că o formă de călăuzire, dragi mei, spre voia lui Dumnezeu este să vezi unde e nevoie de tine. Al doilea lucru, trebuie mai apoi să vezi bine de ce e nevoie. Ai înțeles că e nevoie de tine, locul în care e nevoie de tine, slavă lui Dumnezeu. Dar mai apoi, trebuie să vezi bine de ce este nevoie. Barnaba spune cuvântul lui Dumnezeu că ajunge la Antiohia. Și primul lucru pe care simte nevoia să-l spună bisericii, și vede că e o nevoie puternică este să-i încurajeze. Probabil că au primit foarte multe descurajări, probabil că unii au zis, bă, asta nu fi trezire, mă, nu știu dacă la voi chiar e Duhul Sfânt ăsta care este, bă, nu știu ce fel de pocăință aia, bă, mi-e greu să cred că și voi, că și voi vă dă Duhul Sfânt daruri, mă, mi-e greu să cred că Dumnezeu vă mântuiește pe voi, pe neamurile, probabil că au fost descurajați de foarte mulți evrei de acolo, dar ascultați-mă, spune cuvântul lui Dumnezeu că Barnaba, care e fiul mângâierii, când ajunge în Antiohia și vede harul lui Dumnezeu, spune Biblia că a făcut un lucru frumos și anume că i-a încurajat pe oamenii ăștia să rămână alipiți de Dumnezeu. Și, și omul acesta identifică o nevoie mare. Ascultă-mă ce spun. Poate părea banală, dar acest dar al încurajării este un dar supranatural. Avem nevoie de oameni lângă noi, avem nevoie de oameni în biserică, avem nevoie de oameni în departamente, ai nevoie de oameni în anturajul tău, de oameni precum Barnaba. Ascultă-mă de oameni care să încurajeze, de oameni care să îmi impulsioneze, de oameni care atunci când văd pe cineva că vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu, să încurajeze. Ai nevoie de un Barnaba, avem nevoie de un astfel de om. Doamne, ajută-l, Doamne, să vorbească! Ei, constată că asta e prima nevoie, dar Barnaba, dragii mei, vede că mai există o mare nevoie. Nevoia fundamentală a celor din Antiohia este învățătura. Și au zis, bă, e mult entuziasm, e multă trezire. Vorbesc ăștia în alte limbi mai mult decât toți la un loc. Dar acum e un foc. Dar e posibil să se stingă. Și Barnaba identifică care este cea mai mare nevoie a bisericii din Antiohia. Și cea mai mare nevoie a bisericii din Antiohia, dragii mei, era învățătura. Și omul acesta se focalizează, spune cuvântul lui Dumnezeu, un an de zile alături de Pavel, spune Biblia că au învățat oamenii din Antiohia. Investește în învățătura. Pentru că, ascultă-mă, nevoie, pe lângă trezire, e nevoie să clădești pe învățătura sănătoasă. În minteri, s-ar putea să existe mari probleme. Pentru că, dragii mei, am învățat un lucru în viață, poate de prea puține ori noi românii cel puțin ajungem la succes, dar ascultă-mă, e mai greu să gestionezi succesul decât să-l obții uneori în viață. E o mare trezire aici dar și noi, noi toți ne rugăm pentru trezire și foarte bine și cred că Dumnezeu poate să ducă trezire și personal și la nivelul unei comunități și la nivel național. Dar ascultă-mă, e important să înțelegi că orice trezire are nevoile ei mai departe. E nevoie de trezire, dar trezirea are nevoile ei. Și apostolul și, și Barnaba, dragii mei, identifică nevoia fundamentală a bisericii din Antiochia. Bă, ăștia au nevoie de învățătură. Pentru că ascultă-mă ce spun în această dimineață și reține-te, rog, principiul acesta. Dacă diavolul nu poate să oprească declanșarea unei treziri, va încerca să o distrugă prin deturnarea ei. Dacă diavolul nu poate să oprească trezirea din Antiochia, a încercat cu siguranță mai apoi și ce să facă? A încercat dragii mei, să o distrugă deturnând-o. Înclinându-i, mânându-i pe oameni spre fel și fel de experiențe. Și de aceea e important că Duhul lui Dumnezeu îl călăuzește pe Barnaba și Barnaba înțelege că e voia lui Dumnezeu să nu se întoarcă înapoi la Ierusalim, ci să rămână un an de zile la adunări de bisericii și să pună o bază doctrinară, să pună o, bază de învățătură sănătoasă, ca oamenii aceștia să, ascultați-mă, de la o mare trezire să ajungă la o mare stingere. Pentru că există foarte mulți oameni care au experimentat trezire la nivel personal. Există foarte mulți oameni care au avut experiențe supranaturale. Ascultați-mă, cunosc nu un caz, cunosc probabil de ordinul zecilor de tineri botezați cu Duhul Sfânt, plin de entuziasm și care după patru luni de zile erau mereu ca înainte. Vă spune, e posibil? Da, e posibil. Și știi de ce? Pentru că atunci când nu cunoști scripturile, te rătăcești. Pentru că, ascultă-mă, oamenii au încercat să obțină aceeași senzație, aceeași experiență și într-o modalitate greșită. Și au ieșit din sfera Cuvântului lui Dumnezeu. Când știi Cuvântul, rămâi în Cuvânt. E foarte important să știți să, știți să gestionez lucrurile acestea. Vă duceți aminte pe 8 februarie 2023, anul trecut, dragii mei, în, într-un campus unei universități, Ashbury din America, o izbucnit o trezire. Un tânăr a dat un îndemn la o rugăciune, ceva din romani, un simplu despre sfințire. Și au zis, de la o cântare s-au ajuns la o rugăciune, de la o rugăciune la o altă cântare și nu s-au mai oprit. Lun, două luni de zile, două luni și jumătate, ceva în genul, nu s-au mai oprit rugăciunea acolo în capela de la Ashbury. Și au zis, o din toată America, din toată lumea. Și în momentul ăla, dragii mei, când au început să apară la Fox News, la CNN, erau transmisie live din fața campusului, o mare trezire a avut loc în America, au venit oamenii știți cum, din toate părțile, toți au venit să vadă despre ce e vorba. Dar liderii uh, campusului și facultății de la Ashbury au luat o decizie foarte importantă. Pentru că și-au știut, dragii mei, că există pericolul ca această trezire să fie deturnată de unii oameni. În momentul ăla, când au apărut trezirea, mari din ăștia apostoli din America, mari predicatori, o măr să-și facă ei reclamă, au zis, vin și eu acolo și au zis, nu avem nevoie de voi. Au început fără voi, continuă fără voi. Și au venit o felul de oameni dubioși în teologia lor, tot felul de oameni pentru că au vrut să deturneze trezirea aceea spre interesele lor meschine. Și au luat o decizie foarte bună și au zis, trezirea asta a început-o Duhul Sfânt și vrem să o lăsăm să o continue Duhul Sfânt. Pentru că există un pericol, ascultă-mă ce spun, să deturnez o trezire. Știți unde văd lucrul acesta? Îl văd și în Ierusalim, unde are loc prima mare trezire. Trei mii s-au botezat numai într-o și s-au E o mare trezire, cu miile, dragii mei. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că uh, se întâmplă ceva în faptele apostolului, capitolul 6, uh, se împărțeau oamenii, împărțeau ajutoare văduvelor, ajutau unii, să ajutau unii pe alții, și vindeau averile. Dar la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că în zilele acelea, fapte 6 cu 1, În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor evrei Care vorbeau grecește, cârteau împotriva evreilor Pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea La împărțirea ajutorilor pe toate zilele E o mare trezire, dar e și o mare problemă E o mare problemă Și în momentul la tendința și instinctul apostolului Este să se ocupe de problema asta Bă, hai să vedem cum facem cu văduvele Grecilor, Hai să vedem cum face cu împărțiala și uh, slavă lui Dumnezeu că oamenii ăștia, apostolii aceștia, sunt luminaze Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dai o mare trezire, dar cum o gestionezi? Toți ne dorim trezire, dar ce faci când câteva mii de oameni în câteva săptămâni să pocăiesc? E un entuziasm general, toată lumea își vinde averile, uh, banii, proprietățile și după aia? Și avem discriminare aici, rasială, etnică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Noi trebuie să slujim în zona de propovăduire a Evangheliei, noi trebuie să predicăm în cuvânt, noi trebuie să rămânem în cuvânt. De aceea faceți alegeri. Trebuie să punem niște diaconi, să gestioneze. Știți? Și de ce e important lucrul ăsta? Pentru că dacă vă uitați în faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 32, până atunci, până la episodul ăsta, știți unde aduceau oamenii banii? La picioarele cui? La picioarele apostolilor. Ei predicau, la ei venea colecta. Ei numărau banii. Petre, câți, ori, câți iasă, stai factură și păște. Bă, da mulți, Ioan, n ce face. Matei, tu ești vameș, și treci că tu ești specialist. Și auziți, Până aici, până în Fapte 6, toate darurile sunt aduse la picioarele apostolilor. Din la momentul Fapte 6 veți vedea că sunt în mâna diaconilor strângerile. E foarte important să înțelegem lucrul ăsta, dragii mei. Că n-ai cum, că diavolul ascultă mă. Uneori te poate stinge dintr-o lucrare, dându ți prea mult în altă parte. Deturnându-te. Epuizare. Nu vreau să intru într-o polemică, nu o să o fac nici nu sunt profilul. Ați auzit probabil foarte mult despre conferințe carismatice, în fine. Nu, nu asta e intenția mea. Dar am auzit și am urmărit foarte atent uh, mesajul. Nu, mai mult decât manifestări, pe mine m-a interesat conținutul, mesajul, ce se propovăduiește. Și era o idee obsesiv repetată de un apostol. Uh, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci power. Nu stă în vorbe, ci în fapte, în putere. Și totul e dus pe zona de experiență, totul e spre... Tu trebuie să experimentezi, nu contează ce, dar trebuie să experimentezi. Asta e împărăția lui Dumnezeu, să ai parte de ceva supranatural. Putere, frate. Ne-am săturat de cuvinte, de predici, de studii. Putere! Ok. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Știi ce definește Dumnezeu ca fiind putere? Cea mai mare putere? Apostolul Pavel spune în felul următor, în Roman, capitolul 1, căci mie nu-mi este rușine de ce? De Evanghelia lui Iisus Hristos, că ceea este ce? Argumentul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede. Și, dragii mei, e foarte important, și Barnaba a, a, înțelege lucrul acesta, e mare nevoie de învățătură în Antiohia trebuie să ducem trezirea aceasta într-o zonă a Duhului Sfânt și a învățătorii din Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Trebuie să vezi de ce e nevoie. Trebuie să vezi de ce este nevoie. Apropo, când spune Biblia, au venit Agap și a propovăduit și a prorocit că va fi o mare foame de pe să întreaga lume, ce fac oamenii din Antiohia? Zis, ba, trebuie să trimitem ceva și la cei din Ierusalim. Am un principiu pe care vreau să-l împărtășesc de aici. E scurt, simplu, dar important. Când dai cel mai, ce ai mai bun, vei primi cei mai bun. Biserica din Ierusalim l-a trimis pe cine? Pe Barnaba. Cum era Barnaba? Fiți atenți ce fel de om e Barnaba. Spune cuvântul lui Dumnezeu că era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Ierusalim o trimis ce mai bun. Și când oferi ce e mai bun, vei primi ce e mai bun. Când vei vedea o nevoie și nu o să dai ce nu mai ai tu nevoie. Că noi, când vedem o nevoie, noi dăm de regulă ce nu mai avem nevoie. Cu ocazia asta, să știți că am constatat că și-mi povestea oameni care au fost pe teren în galați, cu ocazia asta s-a golit ardealul și bucovina de lucruri care nu mai aveam nevoie. Pentru sinistrați. Haine de care nu se mai trebuia oricum. Și am dat de foarte multe ori, dragii mei, lucruri de care nu mai avem nevoie. Știți ce văd? Un principiul al bisericii din Ierusalim? Ăștia nu dau lucruri de care nu mi-au nevoie. Hai că să-l trimitem. Avem pe un frate că ăsta e răzvrătit. Hai că să-l trimitem pe ăsta la Antiohia. Ăsta predică de dimineață până seama să o mă oprești. L-am pus de două ori sub disciplină, ascultă. Dar ăsta prorocește de toată săptămâna. Dacă nu, duce tu la Antiohia acolo. lasă ne pe Ierusalim. la De multe ori noi spunem că îi trimitem de o formă de a scăpa de ei. Uitați-vă la Antiohia și la, la, Ierusalim. Și ce face biserica? Trimite ce e mai bun. Când ofer ce e mai bun, vei primi ce e mai bun. Amin. Al treilea aspect pe care vreau să sublinez aici, dragii mei, pentru că nevoile sunt o formă de călăuzire spre voia lui Dumnezeu, trebuie să identifici mai apoi uh, nu doar unde e nevoie de tine, nu doar de ce e nevoie, trei, trebuie să identifici și asta vreau să subliniez oamenii de care e nevoie. Trebuie să identifici oamenii de care ai nevoie. O ajuns Barnaba la Antiohia, o mare norod, o mare mulțime de oameni, o mare euforie, ok? Trebuie să predic, trebuie să avem cicluri de studii biblice aici. Dar nu pot singur. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Barnaba, versetul 25, s-a dus apoi unde? S-a dus la Tars ca să-l caute pe Saul și l-a dus cu el la Antiohia. Pentru că era nevoie de încă un om acolo. Pentru că era nevoie de un om care să-l ajute să gestioneze bine trezirea din Antiohia. Pentru că, ascultă-mă ce spun, e foarte important să identifici oamenii de care e nevoie, oamenii de care este nevoie în lucrarea lui Dumnezeu, oamenii de care ai nevoie să poți să faci lucrarea lui Dumnezeu. Și ascultă-mă, în direcția aceasta îl văd pe, pe, Barnaba Biruin, de exemplu, ispita autosuficienței. Nu putea să spună, bă, știi ceva, la Ierusalim eram în umbra lui Petru, lui Pavel, lui Ioan, lui Petru, lui Ioan. Eram în umbra apostolilor, dar aici eu sunt number one. Tot se uită la mine, tot așteaptă învățătura mea. Și cu toate acestea, dragii mei, Barnaba nu cade în ispita aceasta autosuficienței, înțelege că nu poate să gestioneze de unul singur lucrarea asta, înțelege că lucrarea e prea mare și înțelege că are nevoie, mai are nevoie de cineva, dar nu oricine. Înțelege că mai are nevoie de un om lângă el care să-l ajute în lucrarea aceasta. Biru, ascultă-mă ce spun. De aia nu o să identificăm oameni potriviți pentru că, dragii mei, avem această tentație a autosuficienței. Și ascultă-mă ce spun. Credem că le putem ne face pe toate, că ne descurcă, că gestionăm noi, că noi controlăm lucrurile. Dragii mei, nu vom putea să gestionăm, nu vom putea să creștem, nu vom putea să facem lucruri pentru Dumnezeu. Și nu vorbesc doar la nivel de biserică. Vorbesc la nivel, ascultă-mă ce spun, de, de, relațiile tale. Vorbesc la nivel de oamenii pe care îi cunoști. De foarte multe ori, ascultă-mă, principii spita autosuficienței te va determina să stagnezi în viață, nu să crești. Am nevoie de un om și mă duc să-l caut. Pentru că vreau să vă spun, aici se leagă biria mai apoi, nu doar ispita autosuficienței, ci birea și ispita comodității. Pe păi, oameni buni, o călătorie, ascultați-mă, o călătorie de la Antiohia și până la Tars, nu era ceva, hai că iau Wizer, iau la, nu știu, îmi iau la Priority, mă duc, Pavel vine în coace, și să se duc la... Îi semna câteva săptămâni bune de călătorii, nu m-a dus, pe jos. Și înapoi câteva săptămâni. Caută-l pe Pavel, că să nu avea telefon. Alo? unde e fratele Pavel? Nu știm. Cred că e într o grotă să roagă, așteaptă revelația lui Dumnezeu. Dar unde îl găsesc? Crezi că erau telefoane? Unii nu-și pot imagina că a existat o vreme fără telefoane mobile. Ne-am prins-o. O Old school, știți despre ce e vorba, nu? Generația scrii... scris... Unii n-au scris o scrisoare în viața lor, ne-am scris. Nu înseamnă că este mai grozav, dar ce vreau să vă spun este că modalitățile de a comunica erau mult, mult mai grele decât cele de astăzi. Noi ne închipuim că așa s-a dus... Auziți, cum, cum, cât de ușor citesc eu asta și dumneavoastră. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Credeți că a fost simplu, nu? Agab, zâm exact adresa, întreabă pe domnul unde stă, pe ce uliță, care-i uh, codul poștal, să știu să-l caut. Nu, duce și-l caută. Ca să identifici oameni potriviți, trebuie să birui ispita comodității. Duce și caută. Ne așteptăm numai să vină. De atâtea ori am avut discuții cu frate slujitorul, colegi. Frate, ne rugăm ca Domnul să ne trimită. Dar ai căutat? Nu, Domnul să-l trimită. Nu las că-l trimite Domnul în grabă. Trebuie să-i cauți. Tu te caută-l. Asta merge și în zona căsătoriei. Să-l trimite Domnul. Mm. Mm. Mai citiți o odată, du-te pe ogor. Dacă vestiva de Nu, că eu stau aici și mă rog toată ziua și postez și o să vină la mine el, să-mi pedică de mine și într-o zi. Ok. Rămâi la capitolul ăsta mult timp. Du-te și caută. Caută oameni potriviți. Biră mai apoi un alt lucru, biră ispita nepotismului ca să identifici oameni potriviți. biru ispita autosuficienței, biru ispita comodității, biru ispita nepotismului, ca să identifici oamenii potriviți. Au zis, după cine s au dus Barnaba? După cine? După Saul. Știți cine era verișorul lui? Ioan Marco. La Ierusalim. Verișorule, hai încoace. Hai că tu asculti de mine, eu sunt Chiutov, eu... Eu, tu mă știi, da? Eu te am ajutat, eu așa, nu vin în coci, vin în hai în coci. De ce ne-am nevoie? Că tu ești neam cu mine. Mm -mm. Oamenii potriviți, dragii mei, ascultă-mă, nu sunt în zona de nepotism. Oamenii potriviți trebuie căutați și uh, spune cuvântul lui Dumnezeu că Barnabă uh, Barnaba s-a dus și l-a căutat pe cine? Pe Pavel. Nu erau, erau neamuri de Padam și Eva, atâta doar. Dar l-au găsit. Și au zis, ăsta e bun. Uh, Antiohia e un oraș predominant grecesc, cultură grecească. Eu am nevoie de un om ca Pavel, care a învățat, un om care știe și filozofie, care știe și sociologie, care știe și teologie, care le știe. De... Am nevoie de un astfel de om. Ăsta e omul potrivit. E bun. Va trebui, dragii mei, să identificăm oamenii de care avem nevoie. Și știu că uneori asta nu e ușor. Dar avem nevoie de asta. Investește mai apoi, ascultă-mă în credere în oamenii aceștia, că nu știi niciodată când o să ai nevoie de ei. Investește în credere în oameni, pentru că nu știi niciodată când o să ai nevoie de ei. Investește în credere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Pavel s-a pocăit, avea o mărturie extraordinară, reputație și mai grozavă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, e foarte fain și în asta din capitolul 9, ascultați, Vesetul 26, fapte 9 cu 26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul căuta ce să facă. Petru, Domnul să te binecuvânteze. Cine e ăsta, mă, ăla? Domnul să te binecuvânteze. Spune Biblia că încerca să se lipească de ucenici, dar toți să temeau de el, că nu puteau, bă, ăsta nu s-a pocăit. Eu nu cred că s-a pocăit. Ăsta să se pocăiască nicio șansă. Uitați-vă, apostolii, dragii mei, au preconcepții și îl țin deoparte pe Pavel. Nu, no, acum, versetul 27, atunci Barnaba, ce-a făcut? O zis, mă, nu te acceptește. vino vin în luat pe Pavel, l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit pe drum, cum pe drum s-au văzut pe Domnul. Cine le o povestit? No, Pavel, spune cum, cum te-ai pocăit. Ascultă-mă, dacă eu spun povestea mea, s-ar putea să nu mă crezi. Și de ce? Pentru că tu te uiți la mine la ceea ce am fost. Tu mă judești după reputația mea, după dosarul meu. Dar dacă vine cineva, un om credibil, un om spiritual, care vine și îmi spune el povestea în fața ta, asta va da credibilitate. Asta face Barnaba. Și ce face Barnaba? Povestește el istoria întoarcerii lui Pavel. Fiți atenți ce s-a întâmplat cu omul ăsta eu mi-asum asta. Și în momentul la Pavel este acceptat. Și ce înseamnă asta? Barnaba a investit încredere în Pavel. Și ceva mai târziu e omul de care, cu care poate să lucreze împreună. Investește încredere în oameni că nu știi niciodată când o să ai nevoie de ei și spunem în primul rând lucrarea lui Dumnezeu. Nu știi niciodată când într-o mare nevoie o să fie o binecuvântare pentru tine. Am să vă spun ceva, și vreau să spun foarte deschis, eu când am terminat institutul, am fost trimis, pentru că alții au văzut o nevoie pe care eu n-am văzut o eu vreau o de numai. Și am fost trimis la ștei, la doctor Petru Groza, orașul Raniului. Am făcut patru ani de liceu acolo și mi-aduc aminte când m-am când -am dus să văd cât am luat la bac. N-am avut emoții decât la matematică. Zic, Doamne, dacă eu la matematică, e voia ta, dacă nu, nu știu. Și agentul 005 la matematică, așa era supranumit, am reușit întotdeauna să iau 5 la limită, când am văzut că am luat bacalaureatul, slavă lui Dumnezeu. Eram în curte, m-am întâlnit cu încă doi prieteni, am un doi spăstori acum. Și le-am zis, bă, încotro, el, unul mă duc la ora, de altul mă duc la uh, colegiul biblic, unul la Emanuel, tu, să cred, mă duc la București, dacă o fi cu voia Domnului, dar oriunde nu mă aștept, nu mă mai întorc în viață. Și acolo m-am întors. După patru ani de București m-am întors la Ștei. Și vreau să vă spun ceva. A fost o perioadă, efectiv o perioadă de Arabia, cum a avut Pavel. Nu, nu știm ce s-a întâmplat pe acolo cu el. Dar lângă ștei și am stat doi ani de zile, doi ani și jumătate, culmea, citeam toată ziua, făceam predici, nu prea aveam la cine să le predic. Nu mă chema nimeni. N-avea nimeni încredere în mine. După 2 ani și jumătate, 3, uh, fratele Vladimir de la Beiuș, fratele Pustan, îmi dă un telefon sâmbătă la 11 noaptea și zice, bă, vi să predici mâine seară la mine. Ce să fac? Uh, eu zic, bă, e glumă, nu, bă, nu vă juca, nu, nu știu, am crezut că e o farsă, dar la... nu mă zice eu os. Vi sau nu? Zic, vin. De asemenea, era... M am dus, nu o niciodată, am pus-o pe soție, pe maică mea, am pus tot neamul să se roage, să postească pentru mine. Predicam de la 60 de oameni la 1300 dintr-o dată. Nu-i totuna, credeți-mă. M-am întâlnit înainte să înceapă predica și să la mine și să zis, fii atent. Uite-te aici, sunt cinci camere de luat vederi. Oamenii știu că predic eu. Aoleu, Zice, bă, acum să fiu sincer, eu am mai chemat până că vă patul, dar nu a putut niciunul, parcă nu știu ce s-a întâmplat. Și acum, în disperare, mi-a zis unul, bă, cheamă pe Dorel. Da. Eu. <laughs> a, nu știu ce am predicat, gura o mers, picioarele mi-au tremurat, dar am predicat ceva. S-a terminat predica, a fost mulțumit, Domnul să te binecuvânteze și nu mai a fost nimic. Am zis, nu mai merg în viața mea, a fost dezastru, după ce m-am dus. După două luni primesc încă un telefon și o zic, fii atent, a, vreau să te ajut. Oriunde o să mă duc la evanghelizări anul ăsta, te pun și pe tine. Poftim? Tu trebuie, să zici, ascultă, mă vreau să investesc în tine. zic, cum? Zic, tu primul eu după tine să repar dacă strici ceva. Stai liniștit, nu te bag, nu te bag după mine. În anul ăla vreau să vă spun, dintr-o dată, de nicăieri, am predicat la cele mai mari biserici din România. Și nu pentru că mă știu cineva. Mi-aduc aminte și acum o biserică mai mare de 1000 și ceva de membri, când m-a văzut păstorul, Doamne, ai milă! Doamne, ai milă! Și am zis, frate, eu frate, fratele Pustan că repare el după mine dacă îi bai. Ei, ce vreau să vă spun este că atunci când cineva îți dă încredere, când cineva investește încredere în tine, îți depășești niște limite. Trebuie să fii recunoscători. Uh, trebuie să fim, rec... ascultă-mă, și asta, da, am și spus-o public, trebuie să fii recunoscător unui Barnaba care a avut încredere în tine când toată lumea fugea de tine. Învață să apreciezi oamenii ăștia. Barnaba investește în Pavel. Și Pavel explodează. Pentru că ascultăm, asta e o formă în care Dumnezeu călăuzește lucrurile. Și vreau să închei spunându-vă astăzi că mai apoi trebuie să mai faci un lucru. Rămâi cât timp este nevoie de tine. Asta învăț de aici. Trebuie să vezi unde e nevoie de tine, trebuie să vezi de ce e nevoie, e nevoie de rugăciune mai mult, e nevoie de stăruință sau e nevoie de învățătură. Ok, aici e nevoie de învățătură. Poate unde e prea mult învățătură trebuie stăruință și rugăciune. Amin. Mai apoi, trebuie să vezi oamenii de care ai nevoie. Asta învăț. Și mai văd un lucru, că trebuie să rămâi cât timp este nevoie. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 26 că după ce l-a luat pe Saul, devenit mai apoi cunoscut ca și Pavel, după ce l au dus, spune Biblia în Antiohia, spune aici cuvântul Domnului, un an întreg. Ce au făcut? Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Un an întreg. Atât o fost nevoie. Învață să rămâi, să, să faci o lucrare atât timp când este nevoie. Atât, în, în fereastra în care Dumnezeu, ascultă-mă, te cheamă. Oamenii ăștia, și ce face Pavel cu Barnaba? În mod special, oamenii ăștia au ucenicizat, au format ucenici în învățătură, prin învățătura lor. Și foarte important un lucru, ascultă-mă, orice e ucenicizare intențională și nu accidentală, pentru că ucenicizarea accidentală nu e o ucenicie cu adevărat. Dar ucenicia intențională, când o face Asta face Pavel. Un an de zile. Un an de zile a format, a dat învățătură. A adunat un grup de oameni în care a investit. Și au zis, dragii mei, ucenicizarea are trei etape. Este etapa, dacă vreți, preluării. Să preiei un om. Să te ocupi de el. Să-l formezi. Este etapa preluării, mai apoi, a doua etapă este etapa prelucrării, în sensul în care trebuie să-l ajuți, să se cizeleze să se să, să corecteze anumite lucruri e o formă de prelucrare spirituală dar mai apoi, ascultă-mă unii rămân la etapa asta și de 20 de ani tot aia fac aia nu e ucenie nu e ucenicie, ascultă-mă ce spun pentru că există o a treia etapă în orice formă de ucenicizare ascultă-mă, este etapa predării te-am preluat, te-am prelucrat și mai apoi te-am predat mai departe tu trebuie să la rândul tău să faci acel lucru cu alții asta e ucenicia, asta e multiplicarea același lucru vreau să vă spun, se transpune și în domeniul consilierii și în, domeniul, or, în orice domeniu spiritual luăm un om, ascultați-mă, luăm un om îl preluăm stăm cu el îl ajutăm, îi dăm niște sfaturi stăm o perioadă de timp, dar ascultă-mă e un moment în care, în care trebuie să-l predai E un moment în care o să zic, ok, trebuie să mă ocup de altcineva. Pentru că, ascultă-mă ce se întâmplă, dacă e prea puțin, dacă e prea puțin timpul ăsta de ucencizare, de consiliere, dar de orice altceva, e un act de abandon. Dar ascultă-mă, dacă e prea mult, e un act nesănătos de dependență de oameni și nu de Dumnezeu. Și de aceea, ascultați-mă, există oameni și am ajuns în punctul în care, vreau să vă spun pur și simplu, am spus o dată de două ori și sunt unii care nu înțeleg, efectiv, nu mai răspund la anumite telefoane, știți de ce? Pentru că există oameni, dragii mei, care hrănesc o dependență nesănătoasă de mine, de cutare, de cutare. Eu nu trebuie să te țin în mine, trebuie să te duc spre Hristos. Te preiau, te ajut... Dar mai apoi trebuie să te predau. Pentru că dacă te țin prea mult lângă mine, ascultă-mă, o formă nesănătoasă de dependență de oameni. Da, probabil că te vei simți confortabil să mă sun pe mine și să-mi spui ultima experiență și săptămâna viitoare și cealaltă și cealaltă. Ascultă-mă, dar nu te ajută dacă tu nu te duci la Dumnezeu. Există oameni care au creat o dependență nesănătoasă de proroc, te înțelegi mai bine cu procu? Știe procu mai multe decât soția ta sau soțul tău despre tine. Săptămânal trebuie să-i dai. Nu poți, dacă nu-i dai telefon, eu. Dacă, Doamne, fer, nu-i mai procul ăla, păi tu cazi de la credință. Dacă nu-i mai ucen, mentorul ăla, te ai dus. Oameni buni, un an de zile ăsta, Pavel, și cu Barnabă, au zis, un an. E prea mult dacă mai stăm. Fapte 20 cu 16, cu asta închei. M-a marcat textul ăsta foarte mult pentru că stau să mă gândesc la anumite lucruri din viața mea de până acum în care n-am gestionat bine lucrurile. Stând prea mult uneori sau prea puțin. Și auziți aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pavel se hotărâse ce să facă. Să treacă pe lângă Efes. Fără să se oprească aici ca să nu... Ce? Spuneți. Să nu piardă vremea. Pentru că trebuia să ajungă unde? La Ierusalim. Știți că nu stat Pavel în Efes? În toate călătorile misionare ale postului Pavel, cel mai mult Pavel a stat într-un oraș numit Efes. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel a stat la Efes Trei ani de zile, fapte 20 cu 31 Trei ani de zile Ok După o perioadă de timp Pavel trece E aproape de Efes Credeți că nu a fost tentat Pavel să meargă la Efes? La biserica aia mare pe care o plantat-o Să se întâlnească cu presbiterii Să-l cinstească frații Să-l binecuvânteze Credeți că nu a fost? Pa da deci ce a zis Pavel? Dacă eu mă duc acum la Efes și n-ajung la Ierusalim, unde mă cheamă Dumnezeu, unde e voia lui Dumnezeu, eu pierd timpul. Ascultă-mă ce spun. Dă-mi voie să spiritualizez puțin versetul ăsta. Dacă Dumnezeu te cheamă la Ierusalim și tu stai în Efes, îți pierzi vremea. Dacă ar fi stat mai mult de un an de zile acolo și ar fi pierdut vremea Apostolul Pavel și cu Barnaba, este lucru pe care la un moment dat nu mai schimb nimic. Învață să nu-ți mai pierzi vremea, pentru că e prețios timpul. Stai cât e nevoie de tine. Dacă trebuie să-l ajuți pe un om, stai lângă el cât e nevoie. Dar ascultă-mă, ai grijă să nu devii o dependență pentru omul ăla. Ai grijă să nu cumva să-l înlocuiești tu pe Dumnezeu în viața lui. Deși tentația este ca noi să Nevoile sunt o formă de călăuzire spre voia lui Dumnezeu. Hai să ne în picioare. Ce vorbi Domnul? Trebuie să auzi o voce neapărat? Te încăpățenesc ca Dumnezeu să îți, folosesc, vorbească numai în calea auzului, pe calea auzului spiritual? Dumnezeu spune, ascultă aici, deschide-ți ochii. Deschide-ți ochii să vezi o nevoie, dacă vrei să ajungi la voia mea. Deschide-ți ochii să vezi o nevoie. După prima perioadă de încarcerare, de, de pușcărie, Richard Wumbrand se întoarce acasă, bucurie mare, soția, băi de la biserică, uh, uh, Mihai, băiatul lui. Și auziți ce îi spune Richard Wumbrand Sabinei? Să nu crezi că am venit de la mizerie la fericire am venit de la bucuria de a fi cu Hristos în închisoare, la bucuria de a fi cu El în familia mea. Nu de la străin vin, ci de la emei din închisoare la emei de acasă. Și acum vom Vumbra de libertate. După pușcărie, pe gherla și în libertate. Și trec zile, și trec zile, și trec săptămâni, și trec câteva luni de zile. Și Richard Wurmbrand începe să se roage. Auziți? Doamne, dacă știi că sunt închiși oameni pe care i-aș putea ajuta sufletește și spiritual și pe care i-aș putea aduce la mântuire, trimite-mă înapoi la închisoare. O voi îndura cu bucurie. Pentru că Richard Wumbrand, ascultați-mă, vede o nevoie mai mare în închisoare decât în libertate la câteva zile după rugăciunea asta, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și a intrat în a doua perioadă de detenție, până în 1964, la Decretul General de Liberare. De ce? Și n-a fi vorbit de Richard Wumbrand fără perioada aia a doua. Pentru că oamenii ăștia văd nevoile. Și ascultă-mă, când vei vedea nevoile, vei ajunge la voia Dumnezeu. Hai să ne rugăm! Spune, Doamne, deschide-mi eu că să vă nevoie.